Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft. Ce ne vreau eu să fac episodul ăsta? Ei bine, am specificat parcă la sfârșitul episodului trecut că o să vreau să mă apuc eu să fac o fermă de gold. Deoarece, dacă mă uit eu aici în ender chest-ul meu, am făcut rost de data trecută de 10 beacon-uri și n-am cu cine să le fac. Pentru că da, n-am resurse, pur și simplu, nu am resurse, nu am minat destul de mult și nu am făcut încă vreo fermă care să-mi producă resurse în masă. Bun. Și m-am zis eu, mă, ar fi, uite, să fac și o fermă de gold, ar fi pentru prima dată când fac eu chestia asta. Așa că mi-am pregătit eu aici în Ender Chest. Aici în Ender Chest. Și o să fie episodul ăsta un mic tutorial-ish, să zicem, pentru că nu o să fie practic un episod pe post de tutorial, eventual. Eu o să mă ghidez după un tutorial și probabil o să vă las eu în descriere tutorialul după care m-am luat. O să fie un tutorial făcut de Darkstyle, ca să specific și de acum. Ferma, practic, e o fermă de gold făcută, gândită înainte de 1.16, adică înainte ca ăsta netherul să ia rework, adică să se adauge toate tipurile de biomuri și piglinii se adauge, mă rog, bineînțeles acum există și piglinii și zombie fight piglin, pe noi o să ne intereseze piglinii ăstea, zombie fight piglinii, deoarece ăia încă își păstrează mecanicile de dinainte de 1.16. Ce trebuie luat în vedere și prima dată? Dacă mă duc eu aici pe F3 și apăs eu T ca să am mouse-ul, trebuie să ne uităm mereu după biomul ăsta, Nether Wastes. Am zis că data trecută trebuie să specific și la începutul episodului ăsta, înainte să începem ferma, și e bine, asta am și făcut. Acum, totuși, aș vrea, cred că eu, să mă uit un picuț. Sper că biomul ăsta se întinde peste tot aici, că ar fi genial. De ce în biomul ăsta? Mă gândesc eu în felul următor. Dacă există biomul de Soul Valley, teoretic în Soul Valley se spawnează și schelet și alte prostii și eventual poate s-ar spawna altceva în plus în fermă. Aia m-aș gândi eu că ar fi eventual de ce ar trebui să fac ferma asta în Nether Wastes. Pentru că eu practic vă zic acum informații pe care le-am auzit și eu. Acum nu știu, nu m-am interesat. Deci asta e de început. Apoi, următorul pas ar trebui în felul următor. Am eu aici, bineînțeles, din nou, când cine o să vrea să uite la tutorial în exactitate, să uite la tutorial. Eu, la fel, o să merg după tutorial. Mă, n-am făcut bine, că am luat prea puține blocuri. Mai dăm și mie așa. Deci, de primă fază, bineînțeles, o să vă explic și eu, dar nu atât de detaliat pe cum a făcut-o Dark. Deci, și că ar trebui să mă uit eu pe F3 și în momentul față sunt la stratul 128 cu picioarele. Practic, fix aici, ăsta e stratul 100, nu. Ăsta e stratul 128. Stau pe stratul 128 în momentul față, cred. Trebuie să mă urc eu până la stratul 240 și 1, chiar. Bun, și acum că am ajuns la stratul 240, ei bine, următorul lucru care ar trebui să-l fac, n-am făcut bine, că ar trebui în momentul față să mă urc eu pe Ender Chest, unde mi-am pus eu șulcărul cu sticlă. Zic că nu pici bun, că n-aveam chef să mă duc după tine. Și dăm și mie 6 stacuri de sticlă. Aveam de ales ori între să folosesc sticla normală, mă rog, sticla normală pe care n-am. Am și pe aia câteva, dar mai am încă destul de mult ciclă sticlă de asta albă pe care mi-a rămas de la ferma de gardieni. Și am zis că, mă, de ce nu? Bun, deci, parcă în partea asta să zic că mie, cum se numește? Nu o să conteze oricum unde o să pun scara, o să fie acolo pusă, habar n-am din ce motiv. Aici o să vreau să fie centru fermei, deci în jurul la blocul ăsta, practic o să înceapă ferma. Bun, și din punctul ăsta ar trebui să fac în felul următor. De, s-ar și spawna blocurile, ce frumos ar fi. Așa. Să nu mă mai încurce F3-ul. Bun, și din punctul ăsta, ce ar trebui să urmeze să fac? Teoretic și practic ar trebui să mă apuc eu să fac sistemul de colectare pentru iteme, parcă să zic, dacă mi-am putesc eu bine. Dacă mă duc eu un picuț așa. Teoretic și practic la blocul ăsta ar trebui să fie practic ferma. Și practic tot XP-ul să vină pe aici, fix pe bloc, pe stratul ăsta, adică
hopper-ul meu ar trebui să vină la stratul ăsta, gen minecart-ul cu hopper și un hopper dedesubt. Așa, bun, acum că m-am asigurat cum ar trebui să fie, vreau eu din nou ender chest-ul și mi-am pregătit eu, cred că în ăsta, cred, sau nu, în ăsta, cred că, l-am lăsat înapoi, nu? Mă, ce-am făcut, mă? Mă, aici, da, nu, ba da, aici, bun. În ăsta mi-am pregătit odată la mână așa și mă mai interesează și ăsta, totodată. Unde am aici 1, 2, 3, 4. O să am nevoie în felul următor. Nu cred că o să conteze cum o să fie orientare, o să fie orientate hopperile astea, așa că am un hopper aici. Și auleu, mamă, ce mă ia emoțiile de pe hopere. Bam, bam și bam, ca să fie închisă, am grijă să nu pice. N-am luat railurile. Așa, am nevoie de 4 railuri, deci un rail aici și totodată cu un... acum am gândit la o chestie. Trebuie să cobor cu un bloc mai jos ca să văd railul să-l sparg. Bun. Și după asta o să-mi trebuiască mie în felul următor. Am luat... nu vreau să fac asta. Am luat eu niște pistoni... hai că... le pun după. Hai să facem noi în toate astea patru părțile. Acum e întrebare cum o să vreau să fac chestia asta fără să mor încet. Bun, acum că am pus noi hopperele astea, îmi trebuie mie un bloc în centru. Și acum nu știu, să bag tot sticlă, să nu bag tot sticlă. Nu o să afecteze oricum ce bloc e, dar... hai să fie un bloc de ăsta de Blackstone. Blackstone? Da, Blackstone. Dacă tot am luat eu și am ales să fac cu de-astea. Ăsta era oare șulcărul? Nu, ăsta era șulcărul. Nu ăsta. Ăsta e. Am luat eu aici 4 piștoane. Și bam. Și pe lângă asta am pregătit și un lever. Și bam. A făcut bine? Eu sper să meargă asta. Stai să testăm. Dacă o să arunc o sticlă. Bun, perfect. Ăsta este și sistemul de colectare, mă rog, începutul sistemului de colectare, că acum o să urmeze partea mai complicată și partea care a fost extrem de costisitoare. Bun. Momentan, astupăm noi cu sticla aici, chiar dacă pe ăsta nu o să-l nu trebuie astupat, că, mă rog, ar trebui să pun trapdoor acolo, dar îl punem după. Bun, în felul următor, pe blocul ăsta și, ei bine, acișa, practic pe fiecare laterală unde o să vină următorul pas, am pregătit eu încă altceva în plus. Și anume niște grindstone-uri, cică. Cică, s-ar putea să faci chestia asta și cu alte tipuri de blocuri care nu sunt complet gen blocuri, adică se pot face asta și cu anvil-uri și nu știu ce mai pot să mai zic, ar mai fi. Clar, chiar nu mai vine, da? Practic ar trebui să meargă și cu grindstone-uri și cu anvil-uri. Acum, nu știu. Bun. Unde am pus eu toate... ce am făcut? Grindstone, da? Da, grindstone, bun. Și să punem pac și pac. Eu să sper acum că nu o să se miște minecart-urile și să dau fail. Că o să fie enervant. Și voi vrea eu aici un minecart, câte un rail pe fiecare. Cred că sunt fix 24, deci 9, 18 și cu 6, 24, bun. Și va fi în felul următor. Sparg eu un bloc de desubt, chiar dacă nu acum. Și primul minecart, ei bine, ăsta e, să zicem așa, neapărat, e într-un fel un bug. Probabil foarte multă lume știe deja de el, foarte multă lume care se joacă Minecraft, bineînțeles. Din 1.12 încoace există, asta cum se cheamă, mecanica de mob cramming. Odată ce 24 de entități sunt puse, sunt pe un singur bloc, al 25-lea care va intra în, practic, hitbox-ul ăstora care sunt pe același bloc, al 25-lea o să-și ia damage până când o să moară. Așa că, normal, pot să pun eu aici în primul minecart și apoi pot să stachez încă 23 pe lângă ăsta, până la numărul de 24. După cum se poate vedea, dacă mă uit eu un picuț acolo, se vede foarte, foarte finuț
linia de hitbox de la rail. E bine, pe asta mă bazez eu când țin să pun minecart-ul acolo. Bun. Și acum trebuie să am grijă maximă să nu pic în blocul ăsta sau una dintre astea alte patru blocuri când o să vină minecart-urile acolo. Și pe lângă asta, da, asta e corect, am uitat de pasul ăsta. La fel, cum am făcut și mai devreme, trebuie spart minecart-ul ăla și acum absolut minecart-ul, rail-ul ăla și acum absolut toate astea sunt pe jos. Să am grijă să nu le mișc, că o să se ducă naibii. Vreau eu în felul următor. Parcă zic că aici am trebuit un slab, dar ca să fac eu un slab, aveam unde, așa, am pregătit un stone cutter și vreau eu un set de slaburi. Bam. Asta o dat la mână. Acum repet eu procesul ăsta repede, ca să nu stau să vă țin cu mine timp ce fac chestia asta, bineînțeles. Bun, și acum că am terminat cu practic fiecare mob, l-aș numi grinder, că e mult mai ușor decât să fac mob crusher, mob killing machine, nu știu. Loc unde practic o să moară piglinii, rog, pigmenii, ca să vorbim și noi după vremurile antice. Trebuie să am grijă aici să nu pic în blocul ăsta, sau ăsta, sau oricare dintre astea patru. Cu F3-ul activat, și că ar trebui să merg până când ajung la stratul 243. Nu mă uit în stânga unde scrie practic blocul unde sunt cu picioarele, mă uit la în dreapta unde practic îmi scrie că sunt cu cursorul, înspre ce sunt cu cursorul, hai zicem așa. Adică ăsta practic e blocul de la stratul 243. N-am vrut să fac asta. Unde am pus eu acum grindstone-urile și care parte să fie aia. Hai în partea asta prima dată. Trebuie să îmi înalți eu un picuț grindstone-urile. Trebuie să am grijă. Bun, nu mai da cu sprint. Ia și pune. Zice, ia, dezactivează tu sprintul ăsta automat. Mă rog, sprintul de pe toggle. Și cică la stratul 243, adică ăsta, ar trebui să încep eu. Aici va fi primul strat, dacă zic bine, unde o să vină ferma. Eu o să trebuiască să stau cu picioarele pe ăsta și acolo o să vină ei, practic, primul lor strat. Mă rog, nu acolo, o să trebuiască să închid eu cu sticla aici, parcă nu. Mă rog, asta avansez și eu pe parcurs. Cred că și ce-ar fi o idee bună de început. Nu o să contez oricum dacă pun eu alea acolo. Așa că hai să fac eu o chestie. Ia să-mi închid eu calea înspre moarte, să zicem așa. Și să pun câte un bloc aici, să n-am atât de multe șanse să pic. Bineînțeles, tot sunt șanse că dacă cumva ajung eu să-mi dau drumul cu elitra acolo, e cam același rezultat. Adică o să mor. Și chiar dacă, cum am pus blocurile astea acum, chiar nu mai, clar nu o să mai am șanse de scăpare. Poate un pic o tranziție mult prea bruscă față de ce naiba am făcut ultima dată. Ei bine, aparent ar trebui și că să facem noi o cușcă, să ne zicem așa, o cușcă pentru noi, bineînțeles, în care să stăm noi închiși, să nu cumva să ajungă pigmenii la noi. Am făcut eu cu sticlă frumos, slaburile pe deasupra să nu cumva spawneze, chiar dacă lăsam cu sticlă, oricum n-ar trebui să se fi spawnat. Să urcăm noi la fiecare killing chamber câte un rând ăsta de trapdoor în sus și să punem și pe grindstone-uri pentru design, să zicem așa, și poate probabil reduce și smă, reduce, anulează și un spawn rate probabil. Mă rog, bineînțeles, o să trebuiască să punem și aici. Da, momentan, din nou, nu vreau să sparg blocurile astea de blackstone, că măcar îmi dă așa un picuț de siguranță când vine vorba de, mă, e o șansă să mor în orice secundă. Am pus peste tot, bun. Oh, acum întrebarea e care o să fie prima direcție în care o să vreau să mă, în care o să vreau să mă duc. Nu contează care, oricum toate sunt la fel.
Deci de la stratul ăsta o să vreau eu platforma unde să se spawneze ei. Deci 3 îmi trebuie 12 steruri teoretic și cică ar trebui să vină ceva de genul ăsta și să dau copy-paste în fiecare dintre părțile, dintre toate cele 4 părți la chestia asta. Și acum că am făcut simetric în fiecare toate cele 4 părți, poate mă băga, stai, nu, că o să mă bage sub, dăm cu drumul, scoate-mă de aici, n-am chef. Băi, am pus peste, dar cred că o să trească să le scot. Cică ar trebui să fie în felul următor. Scoatem tu ăsta de aici, că nu mai pot. Libertate. Bun. Ăsta ar trebui să fie blocul din centru. Și de la blocul ăsta, fără el, ca să specific, ar trebui să numărăm prima și prima dată 24 de blocuri. Băi, eu sper că de pe ăsta nu poți să pici. Nu că ar conta că am editat în spate, dar... Bun, hai că l-am pus. Deci din nou, 1, 2, 3, 4, 5, 21, 22, 23, 24. Momentan în partea asta altă. Hai să fac eu în fiecare parte așa momentan. Că o să trească să fac practic treaba asta în toate cele 4 părți. Deci scoatem treptorurile astea de aici, ca să nu stau să fac parcur. Și bineînțeles, din nou, copy-paste în toate cele 4 părți. 24 de blocuri și acum că avem câte 24 în fiecare dintre cele 4 direcții, să fac eu asta acum, cum să fac? Dați-mi 2 secunde să încerc eu să ghicesc un picuț cum ar trebui să fie făcut cercul ăsta, ca să fac prima dată cercul de sticlă și după aia să facem și restul fermei în sine. O oră mai târziu. Mă, n-aș fi crezut când am auzit pe Dark că a zis durează undeva la 4 ore să faci ferma asta? Ei bine, acum îl cred. Deci, detalii care le-am făcut și ce e de spus și ce nu, despre ce am făcut până acum. Parcă ultima dată când am tăiat, la ultima secvență, am zis că o să trebuiască să fac, practic, interiorul fermei și între timp am făcut și cercul exterior, mă, primul cerc exterior, adică ferma în sine unde o să spawneze piglinii. Și în felul următor, o să mai vină încă o platformă, două, trei platforme, plus încă o platformă de sticlă de sticlă deasupra de tot, ca să neghezerea, zic, să facă negativ spawn rate-ul pentru orice, da mă, ce vrei. Și de ce am pus slab-uri peste primul strat de magma blocuri? Mă enervează pentru că se spawnează ghesturi și dacă spawnează ghesturi, o spawnează practic. Ele nu se pot spawna atât de sus în aer deasupra bedrock-ului, plus că nu știu dacă se pot spawna deasupra bedrock-ului teoretic. Și drept fiind, trebuie să, practic, ele se spawnau deasupra magma blocurilor, așa că a trebuit cumva să anulez totul spawn rate-ul și, bine, am pus slab-uri peste tot. Bineînțeles, astea sunt doar temporare, nu trebuie să fie ele de fel aici. Pentru cine vrea să facă ferma asta, e posibil să fie făcută și fără. Eu am vrut să le fac pentru că mă migălesc eu foarte mult când vine vorba de... Și acum ce am eu în plan, în felul următor, ca să fie mai ușor de... să nu trească să fac 4 straturi și să le umplu pe toate cu slaburi, am decis în felul următor, mă urc sus de tot, fac stratul de sticlă și încep de sus în jos. Ca nu cumva, practic, cu cât o să fac platforma de sticlă, nu o să se poate spawna nimic deasupra ei. Apoi, de pe a doua platformă deja o să fie 2 blocuri între și nu are ce să spawneze pentru că sunt prea puține blocuri, nu se pot spawna ghesturi și tot așa până jos. Și după aia o să trească să mă chinuie probabil cu un târnăcop mai slăbuț pentru că dacă îl dau eu cu ăsta care am eficiență 5, trec ca prin brânză până magma blocul ăsta, deci doar un click. Probabil o să revin ori cu stratul de sticlă de deasupra v-a făcut și după aia eventual, sau poate facem direct toate cele patru straturi de magma blocuri și după aia revenim. Poate că da, poate că nu. O să văd eu eventual ce filmez, ce editez. I will see. Bun, hai că m-am întins cu filmările foarte târziu, noapte deja. Chiar nu credeam că îmi va lua așa de mult încât să fac chestia asta. Am completat acolo. Am uitat de ăla. Am completat eu toate cele 4 platforme cu magma blocuri. Am golit-o pe cea de jos de stone slab-uri și am făcut în mare parte grinderul de aici, l-am amenajat cum trebuie.
Mai rămâne doar să aducem noi, pe subiectul nostru de teste, pe care o să-l tot chinuim. Mă rog, acum că stau să mă gândesc, cred că trebuia să-mi fi gândit un pic la asta dinainte. Nenea Porky, cu complete credite asupra Looney Tunes, o să ne fie nostru, o să ne fie nouă de mare ajutor când vine vorba de a face rost de XP și de gold. Hai mă, intră acolo. Bravo. Bun. Și așa teoretic. Și acum pot eu să scad de astea. Și dă tu pe mine, dă tu mie cu asta, asta și asta. Bam. Și bam, și bam. În rest, ce aș mai avea de făcut? Cred că nimic când vine vorba de exteriorul fermei. Pot eu să închid liniștit astea, aulă. Așa, perfect. Am trăit o leacă cu emoții acolo. Încă am teamă că pic din greșeală într-un din grinderile astea și ăla sunt. Bun. Oh, până să ne dăm noi drum, totuși drumul, am mai avea încă o treabă de făcut. Ca nu cumva să fac o prostie și după aia să se întâmple ceva nasol. Iar dacă nu, mamă, ce prostie era să fac eu acum. Era să-mi dau drumul direct jos tot. Hai să fie o platformă așa de 5x5 momentan. Ce m-ar interesa pe mine acum ar fi în felul următor. În care dintre ăstea am eu un stack de hopere? Și o să vreau eu acum. Pac. Și pac. Și bam. Și acum dați mie 2 secunde să mă duc până jos, de fapt până jos, până în overworld. Să aduc măcar un singur bulgăre. Ca nu de alta, dar să vedem și în practică cum funcționează ferma asta. Câteva mai multe ore mai târziu, după cum se poate probabil și observa diferența de volum față de ultima tăietură din filmare, mă rog, ultima bucată de filmare. Da, din păcate n-am mai apucat să filmez azi noapte, așa că am așteptat eu să vină ziua, Zici că asta acum sunt într-un joc, aș mă aștepta să vină ziua și am ieșit la suprafață. Nu, am așteptat să vină dimineața ca să pot să fie mai altfel acum, așa că hai să punem noi așa de final de video. Ferma asta în practică, să vedem, din nou, bineînțeles, nu este terminată. Să discutăm noi repede principiile ca să vedem doar așa pe final. Bun, hai să discutăm repede principiile fermei și ce mai ar trebui să facem, care o să facem noi episodul viitor. Principiile fermei, pe scurt, zombie piglinii se spawnează în principal, hai să zicem așa, nimic altceva în afară de piglini nu se spawnează pe magma blocuri. Sunt 4 straturi, 4 cercuri de magma blocuri. 4 cercuri, bineînțeles, se poate și cu mai puțin și poate și cu 1, 2, 3, 4, bineînțeles. Da, eu am făcut cu 4 cercuri la o distanță destul de mare de mine, mă rog, de player, ca să se spawneze, pentru că, bineînțeles, nu se poate spawneze fix lângă mine. Și la distanța acolo așa se pot spawna piglinii. Odată ce eu lovesc un piglin, practic toți restul zombie piglini o să vină înspre mine să mă atace. Și în momentul ăla, practic, ei o să vină în singurele locuri unde consideră ei că ar putea să ajungă, adică fix în punctele astea 4, unde practic o să cadă acolo jos în killing chamber-uri. Și atunci, practic, o să-și ia damage până o să moară. Cred că asta e absolut tot principiul, eu sper să fie bine, sper să nu dau fail. Hai să vedem, odată ce eu îl lovesc pe ăsta, să fie clar, nu dau cu altceva în afară de bulgări. Probabil se poate și cu ouă, dar bulgării, pentru că bulgării nu dau damage, dar totuși o să-l facă pe ăsta să mă urască și o să ia toți aggro pe mine. Hai să vedem. De fapt nu, hai să discutăm și ce mai trebuie făcut. Momentan am pus eu temporar cele 4 chesturi, să fie acolo chiar dacă nu prea e, și n-am pus ceva jos acolo. Din nou o să trebuie să interconectez toate cele 4, astea cum se cheamă,
locuri unde să strâng itemele, să le duc jos de tot pentru ca să nu stau să le iau de aici jos, de, practic să urc aici sus de fiecare dată când o să vreau să iau iteme, o să le duc jos și acolo o să facem noi un sistem și de sortare, prăjire de iteme, prostii. Dar astăzi, dar asta nu astăzi. Doar o să vedem așa de final cam cum funcționează asta. 2% pentru hostile creatures, hai să vedem. Am făcut ceva, mă? Munca de 4 ore, cam așa. Bă! Bă! Nu pot să cred că chiar merge. E prima și prima dată când fac o chestie de genul ăsta și chiar nu pot să cred că mi-a ieșit. Totuși, ce chestie e că văd că minecart-urile nu stau pe loc. Oare o fi o problemă de chestia asta? Adică s-au mișcat, bineînțeles. Ele tot în blocul ăla sunt, dar singura problemă e acum. La cât la 100 am volumul? Pe harta pe care am luat-o eu de la Nenea Dark, practic ce a făcut el, la fel, același lucru, s-au început să miște minecart-urile și au început să scoată minecart-urile, un zgomot oribil. Dar văd că aici nu mi se aplică. Da, și după cum se poate vedea, momentan XP-ul este ceva mai mult decât... În sfârșit am și o metodă automată să-mi repar târnăcobor, doar aici să vin, frumos, las AFK, și în caz și dam nevoie de XP ca să enchantez. Easy. Oh. Nu e dubios, e dubios. Și da, pentru că ar chestia asta din când în când de mai vedeți voi pe unii că practic se spawnează și stau pe loc. E bine, odată ce o să-și ia damage, o să-și ia din și cei care practic nu au agro pe mine, o să-și ia agro. Nu știu cum aș putea să explic chestia asta, e un principiu din Minecraft. Și odată ce ar trebui să stai aici jos, sau? Nu știu, mă mai văd de aia de acolo? Nu-mi dau seama. Mă rog, lăsând deoparte asta, vreau să vedem totuși și cam ce iteme a produs. Două blocuri, două lingouri de gold, mamă câte săbi și tu ultimul. Trei așa, bineînțeles, odată ce o să las mai multicel AFK, o să fie... Dar asta din nou o să fac eu până data viitoare. Poate ar fi fost o idee măcar episodul ăsta să mai fi stat eu un picuț AFK. Să fac măcar două stacuri jumate de blocuri de gold, să facem măcar așa un beacon. Aolo, acum mai văd pe aia. Pitici. Mă, fi treaba bună cu grindstone-urile acolo. Mi-e frică că e o șansă să nu fie. Și o să cred că o să trebuiască să refac chestia asta, oare? Da. Bun, deci probabil până data viitoare o să-i despawnez eu pe ăștia, o să termin faza când să nu mai aibă agro pe mine, că pot să fac și chestia asta într-un fel. Și probabil o să trebuiască să scot eu grindstone-urile de acolo, deoarece nu e bine, nu fac bine. Au. Bă, porchii. Da. Cred că cam atâta va fi cu episodul ăsta, ca să nu ne mai întindem că în alta deja am vreo 20 ceva de minute. Filmate, editate și acum încă 7 să văd cineva poate să scoși din astea. Da. Asta e ferma de gold. Muncită. Asta pot să zic. Probabil există, mă, nu știu dacă există, probabil poate unul sau două design-uri mai eficiente, dar pe bune acum. Stau aici de cât? 3 minute și am făcut 10 nivele în 3 minute. Da. Nici 3, ce n-ai, mă, stau de mai puțin. Pot să stau efectiv AFK și cel mai bun fapt la ferma asta este full AFK. Pot să stau aici complet AFK fără să mă deranjeze nimeni. Asta e genial. În sfârșit, încă o fermă la care pot să stau complet AFK și să fac XP. Aia e cel mai demențial. Goldul este bonus. Din nou. Eu să sper că v-a plăcut acest episod și dacă v-a plăcut nu uitați să lăsați un like. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată și eu ce să mai zic. O zi frumoasă în continuare vă urez. Bye bye!